Răsplată neașteptată. Fiecare va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Efeseni, capitolul 6, cu versetul 8. În viața aceasta, lucrarea noastră pentru Dumnezeu pare adesea fără rod. Străduințele urma să-și răspândească parfumul, iar inimile să fie binecuvântate prin fapta ei spontană. Împărații urmau să se ridice și să cadă, numele monarhilor și cuceritorilor aveau să fie uitate, dar fapta acestei femei urma să fie imortalizată pe paginile istoriei sacre. Până nu va mai fi timp, vasul de alabastru zdrobit va spune povestea iubirii îmbelșugate a lui Dumnezeu pentru un neam căzut. Fiecare impuls al Duhului Sfânt, care conduce pe oameni la bunătate și la Dumnezeu, străduințele noastre de a face binele s-ar putea să fie sârguincioase și perseverente, și cu toate acestea, poate nu ni se va îngădui să le vedem rezultatele. S-ar putea să ni se pară că efortul este pierdut, dar Mântuitorul ne asigură că lucrarea noastră este scrisă în cer și că răsplata nu se poate să lipsească. Văduva săracă, punând cele două parale în tezaurul Domnului, știa puțin în legătură cu ceea ce făcea, însă exemplul ei de sacrificiu de sine a acționat asupra mii de inimi în fiecare țară și în fiecare secol. El a adus în visteria lui Dumnezeu daruri de la cei de sus și de la cei de jos, de la cei bogați și de la cei săraci, a ajutat de la susținerea de misiuni, la înfițarea de spitale, la hrănirea celor flămânzi, la îmbrăcarea celor goi, la vindecarea celor bolnavi și predicarea Evangheliei săracilor. Mulți oameni au fost binecuvântați prin fapta ei neegoistă și în ziua cea mare a lui Dumnezeu îi se va îngădui să vadă rezultatele multiple ale influenței gestului ei. La fel este și cu darul cel prețios al Mariei față de Mântuitorul. Cât de mulți au fost inspirați la slujire plină de iubire datorită amintirii vasului de alabastru spart și cât se va bucura ea când va vedea toate acestea. Adevărat vă spun, a declarat Hristos, că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Privind în viitor, Mântuitorul a vorbit cu siguranță despre Evanghelia sa. Ea trebuia să fie propovăduită în toată lumea și până acolo unde se întindea Evanghelia, darul Mariei este notat în cărțile cerului, iar în ziua lui Dumnezeu, oricui s-a predat ca instrument pentru lucrarea Duhului Sfânt, îi se va permite să privească ce a realizat viața lui. Amin.